Bună seara! Bun venit la explorările noastre dincolo de alb și negru. Foarte scurt, invitatul nostru este actorul Andi Vasloianu. Salut! Salut! Mulțumesc că ai venit! Mulțumesc de invitație! Ce faci? Foarte bine! Uh, cum ți se pare dumnezeu ce se întâmplă în jur? Când te uiți în jur și vezi ce se întâmplă acum, la ora asta, ce se întâmplă cu oamenii, ce se întâmplă cu planeta, ce se întâmplă aici la doi pași de noi, ești cineva care studiază oamenii ca să întruchipeze oameni Cum ți se pare ce e în jur? Păi, dacă ar fi să... <coughs> scuze, joc sau să... am de jucat astăzi mm -hmm. un personaj real din viață, ar arăta toți la fel. <laughs> adică mi se pare așa că toți ne-am transformat așa într-o oală cu fiertă, așa, e plină de Cum ți se să pare foc. că arătăm? E, e, E o perioadă destul de bizară și am senzația că pe lângă faptul că înainte ne grăbeam foarte tare, mm. acum pe lângă graba asta care a rămas, n-a dispărut, a apărut și uh, frica, foarte puternică. Deci e o grabă cu frică. Exact, așa o simt. Adică e frică, e frică foarte multă și e, toți uh, încearcă să uh, să ascundă, să disimuleze chestia, să o ascundă și să se comporte ca și cum n-ar exista. Și atunci sunt mult mai uh, ciudați oamenii. Adică mi se pare așa, știi, că Uh, știi, erau, nu mai știu în ce serial, văzusem o chestie că era femeia cu ochii nebuni. D-aia da, hmm. să fugi era în serial, era o glumiță din asta, în How I Met Your Mother, nu mai știu, era serialul și ziceau, băi, are ochii de nebună, trebuie să fugi. Acolo nu e în regulă. Hmm. Și așa am eu senzația, știi, că acum ochii s-au transformat în chestia asta, de, e, știi, ca cineva hăituit, e, e o hăituială tot timpul, e, din toate părțile ai senzația că te va lovi ceva. Deci trăim într-un amestec de grabă și Cu frică, frică. Da, așa o simt. Ție ție frică? E, nu frică, dar uh, am intrat într-o mini-depresie. De ce să mint la un moment dat? Uh, acum m-am mai liniștit așa. Cum a fost? Uh, păi am intrat pentru că am avut senzația mai puternică de, 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 de deșertăciune. Nici nu știu mm. cum să zic. De ce facem? N-are niciun final toată treaba asta. Ba mai mult e un haos general pe care ți-l... Uh, Ți-l și provoci fără să vrei. Ți-l provoci pentru că se întâmplă lucruri vis-a-vis. -vis. Și nu știi exact ce să faci cu asta. Dar e o iluzie cumva. E o, e o iluzie pe care ți-o creezi. Școala ta de control, de autocontrol, n-a funcționat în situația asta? Uh, cum să spun? Depresia cred că a venit la momentul în care uh, mi-am pus prea mult atenția pe chestia aia. Adică atunci mi-am dat seama că poate fi mai rău dacă rămân acolo cu atenția. Dacă stau și explorez real tot haosul ăsta, devin haos. Știi? Și m-am speriat. Chiar m-am speriat. Am avut un moment în care, băi, ce se întâmplă? Nu mai avem nicio ieșire, nu mai există nicio ușă către ceva normal și liniștit. Dar există, după părerea mea, și numai că există, ea chiar se află aici. E aici, e în mine. Ea N-are cum să dispară asta. Am vorbit cu ceva vreme în urmă și la un moment dat când noi doi am vorbit la telefon uh -huh. un pic am trecut prin subiectul ăsta, uh -huh. dar am vorbit cu un prieten al nostru comun care, tot actor, care îmi spunea uh, nu deznădăjduit, dar foarte trist și nu e genul lui să fie așa, spunea Domnule, mi se pare că meseria asta a devenit irelevantă în perioada astăzi. asta. Adică, cred că asta a fost și unul dintre motivele. Pe, adică, asta a generat un pic depresie, Pentru că mă simțeam uh, inutil. Uh, ajungi, și știi, să vezi, de fapt, și spectatorii care vin la teatru, îi vezi că sunt deconectați. Adică, au momente în care nu mai sunt. Deci se simte? Cum să simt, adică, ai cum să nu simți? Adică, n-ai cum să nu simți când ești pe scenă. Sunt și. De obicei, eu cred că un spectacol nu ține numai de noi, de actori și de regizori, și de cum a fost el ansablat și cum se arată publicului. Mm -hmm. E un joc comun. Noi avem și ei trebuie să ne dea. Și de-aia, de fiecare dată Astăzi n-a fost bun publicul. Sunt zile în care zice asta. Adică, chiar la început, dădeam vina numai pe mine, dar mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa. Și se simte chestia asta, că simți. le simți. Uh atenția în altă parte. Știi? E, acum e deci se și... întâmplă și pentru public să nu ai o seară bună. Clar. Sunt convins de asta. Nu e numai... Știi, și ție, dacă te pui pe tine situația asta, că tu la un spectacol și tu ai atenția către altceva, eu știu că s-a întâmplat o chestie acasă sau s-a întâmplat și nu ești acolo, de fapt. Când spunea irelevantă, prietenul nostru spunea așa, că simte Emoția asta generală și că nu poate scăpa de ea, că e o emoție generală și nu poate scăpa de ea. Ce vreau să te întreb pe tine e că... Nici nu știu cum să formulez lucrul ăsta, dar o să încerc să formulez cât mai direct. E o emoție colectivă așa de mare că emoția de la teatru e mai mică, cântărește mai puțin. Ai senzația asta? Nu știu, nu știu dacă lucrurile stau chiar așa. Eu întreb, eu nu știu dacă. Da, nici nu, eu nu știu. Uh, eu, apropo de ce vorbeam mai devreme, cu grabă și frică, eu. Uh, știi, avem în spate un sac foarte greu și nu ni-l dăm jos încă. Uh -huh. Și uh, e atât de greu, e, te presează atât de tare pe spate și chiar te așezi și cu el pe scaun la spectacol. Asta e senzația și simți chestia asta, o simți. Chiar dacă de multe ori, de exemplu, aseară am avut spectacol și a fost, a fost o stare foarte bună în sală. Nu era foarte, nu erau foarte mulți oameni, că și asta e interesant. Bine, acum vine și e căldură și da, nu mai da. vine la teatru, dar uh, e cu toate astea, a fost un spectacol bun și i-a prins pe oameni. Au fost acolo cu noi. I-am simțit altfel decât în alte seri. Și N-am avut senzația pe care, despre care am vorbit la seară, dar, în schimb, am avut în alte dăți senzația asta că. Uite, de exemplu, când jucam cu 30% în sală, da. era o senzație foarte clară că oamenii aia nu voiau parcă să fie acolo, nu știu. Adică, deranja faptul și pe ei deranja că uh, toate. Uh, că erau spațiile alea libere, da? da, da, și da să îi poți... deranja. Uh -huh. Era o senzație foarte nasoală să joci în chestia aia. Da Dar cum era când purtau măști și vedeai. Aia pe... nu era așa deranjant oricum nu sunt atent la asta. Dar era deranjantă starea lor. Adică o vedeai, o simțeai că nu le place chestia asta, că nu le place că sunt puțini, nu le place că le era, le era rușine să reacționeze, știi? Știi cum e că atunci când te simți singur într-o sală, te abții, știi? Nu vreau. Și toate astea, generau o chestie foarte deci să Când ești ascuns în noi. mulțime, reacționezi exact, mai Exact, ai, știi, cu grupul, știi? Am curaj, dar așa singur n-am curaj. Uh, cu ani mulți în urmă, Alexandru Dabija a, a enunțat o serie de întrebări, care numit 13, se numește 13 întrebări fundamentale despre teatru, uh -huh. și una dintre ele era cum sunt experiențele fundamentale, individuale sau colective. Și de atunci. Foarte mulți prieteni, dezbatem chestionarul ăla, care niciodată nu are o singură întrebare, o nu singură răspuns. Singură, spune, normal, la fiecare normal, normal. întrebare. Întotdeauna sunt mai multe răspunsuri. Da, da, da. Acum, în zilele astea, dacă ar fi să răspunzi la întrebarea asta, că el nu se referă la teatru aici, el se referă la lume. Absolut. Și spune așa, cum sunt experiențele fundamentale, colective sau individuale? Ce ai răspunde la întrebarea asta? Cred că și și. Uh -huh. Și și. Dar. Uh, uh, mai mult individuale. Bine. Dar n-ai cum, pentru că poți să fii, de exemplu, să fim noi doi într-un loc unde să experimentăm același lucru, să avem o revelație comună, știi? Există și momente. Sigur. Uh, dar există și momentele în care, uh, mai ales eu, ca actor, și eu am foarte multe revelații din asta, individuale, sunt ale mele, sunt cu mine. De, de exemplu, am trecut printr-o perioadă în care mi-am dat seama că nu sunt. Nu sunt ok cu meseria asta deloc. Cum adică? În sensul că uh, e... am avut o senzație foarte clară că de un timp sunt în reflexul meseriei, știi? În reflexul știut al meseriei. Reacționezi din reflex. Reflex în sens biologic, uh, vrei da, să da, zici. da, da, da. Dar nu, Fiziologic. Dar nu e, nu e, nu mai trece cum trecea, știi? Și am avut un moment în care, băi, stop, ce se întâmplă? E totul, e mecanic, funcționează fără ca eu să fiu cu adevărat în treaba asta, știi? Și asta și, părmă, am avut un blocaj în care am zis, eu nu știu cum e cu e seria asta, real. Și deci asta s-a întâmplat cu puțin timp înainte de pandemie. Cred că prin 2019. Da. Și, părmă, perioada de stat mi-a fost numai bună, că am zis, ok, hai să ne întoarcem la începutul. De ce? E ceva care a declanșat senzația asta? Adică a, a identificat? Un mic, a fost un mic atac de panică și a fost, a fost după pandemie. Uh -huh. De fapt, a venit... După ce a fost pauza asta, am scos noaptea furtunoasă la ploiești și acolo am avut un atac de panică. Acolo m-a plesnit, știi? Mi-am dat seama că nu sunt... Un atac de panică în de sensul... Scenă, uh -huh. Pe scenă, da. Real. Adică a fost peste mine. M-am speriat și nu era... A venit un blocaj foarte puternic. Și ce-ai făcut? Am tras aer în piept. <laughs> Când nu aveam ce să fac. Eram în timpul spectacolului. Am tras aer în piept, m-am uitat atent la partener și am zis, ok, hai să o luăm de la zero. Ce se întâmplă aici? Știi? Hai să nu mai fiu pe pilot. Știi? Și m-am adunat așa. Am luat-o piece by piece. S-a prins partenerul? O, oh, da. O, oh, da. Mi-a și zis după aia. Te-a ajutat? Uh, S-a panicat. Pentru că m-a văzut că eram panicat și nu știa el ce să facă. Adică a fost atât de... Mai ales că jucam jucându-mi Dumitrache, unde aveam eu o perioadă aia de monolog, cum știe, da. rolul și... Da, am avut, a fost, nu știu, cred că au durat, a durat două secunde momentul ăla Când de stop. Ți se întâmplă așa ceva, eu veșnicie. E veșnicie, eu știu ce trebuie, știu că nu am de am ori. Dar atunci am avut, uh, și m-am uitat și am zis, ok, ce se întâmplă aici? Adică ce nu îmi face plăcere, ce, unde nu. Și am început să fac chiar conexiunile și să-l iau pe el, pe partener real cu mine. Și interesant a fost altceva, că din frică m-am apucat de lucruri reale, știi? M-am apucat, știi cum faci de multe ori când ai un atac de panică, Nu știu dacă ai trei mi s-a întâmplat, s-a da. mai întâmplat. Încep să număr sau încep să fiu atent la lucruri din astea, uite materialul, ca să mă aduc repede să scap de partea aia. A fost doar panică, panică sau și din aia cu nu pot să respir și n-am aer? Și... Uh, nu, n-a fost cu nu pot să respir, a fost cu panică, adică frică, pur și simplu. Și îmi spunea colegul că m-am că roșisem tot la față și a avut senzația că fac că, că mi se oprește inima. Mi s-a speriat în sensul ăsta el. Pentru că la mine bănuiesc că toate au apărut. Da, bine, doar el vedea. Dar interesant e altceva. Că acum, mă bucur că am trăit aia. Pentru că a fost un soi de trezire, știi? Adică, alo, alo, unde suntem? Care... Asta, de fapt, ne face... Știi, că de apropo de ce vor mai devine de grabă, pentru că ne grăbim să avem mm -hmm. rezultate, ne grăbim să câștigăm nu știu ce, ne tot grăbim. Pe nu apare și frica asta că nu suntem în siguranță în lumea asta de azi acum Acuma se creează și panica asta generală că o să și murim de foame, o să, întreabă, o să înceapă toate nebuniile astea. Toate astea, mai ales când ai și familie și copii de care ești responsabil, se multiplică, știi? Panica asta vine peste tine și atunci singurul lucru pe care l-am eu de făcut, cel puțin așa cum funcționez eu, e să pun stop. Adică să zic, ok, stop TV, stop toate informațiile, stop, hai să-mi văd de viața pe care o am și să... Să-i explorezi pe bune. Te trezești vreodată simulând în viața reală? Oh, da, da. Cum să nu? Cum să nu? Da. Ce zici? Cum faci? Cum te, păi există cum martor te interoghezi? Ola... Păi există martorul ăla de fiecare dată, la dinamături, care zice, alu, alu, ce faci, bregi? Ce ai făcut acum? Adică, ce a fost cu gestul ăla? Te -ai... Ce ai încercat tu să faci acolo? Știi? Din asta, când dai cu parfum pe mizerie, da. Te uiți la seriale? Uh, da, da. Am început să le mai răresc acum, că mi se pare că îmi luau prea multă atenție așa. Dar uh, acum, am dat, am descoperit Mubiu uh -huh. și stau acolo, am... Eu pierd știu, mult acolo. Știu că o vreme te uitai cu mare atenție la seriale, da, da, da. pentru că îmi și recomandai. Da, da, și da. Și mă gândesc la faptul că serialele, într-un fel... Nu suntem la suficientă distanță istorică față de ele da. pentru a emite o judecată, să spunem, domnule, au făcut ceva, nici măcar nu e bine sau rău cum e la noi aici, nu? Suntem, suntem dincolo de alb și negru. Uh -huh. Dar serialele au modificat ceva. Au modificat felul în care te raportezi la ficțiune, felul în care te uiți la un film, felul în care citești, pentru că ai tot timpul o hrană continuă, ți se dau niște porții mari. Tu ai simțit o modificare? Tu ești cineva care se uită mult la film. Ai văzut da. și multe seriale, ai văzut și multe filme. Ești, nu ești doar un spectator, ești un consumator uh, așa e, da. insistent și avid de așa ceva. Au modificat serialele ceva în felul tău de a vedea film, de a percepe ce se vede pe un ecran? Am, am început să detectez scheme, știi? Ceea ce mi s-a părut interesant, pentru că inițial mă, băga, mă băgam foarte tare în poveste, mai ales dacă era bună și bine scrisă și așa mai departe, dar am început să identific tehnici. Și aici m-a pierdut. aici am, De asta să m-am îndepărtat un pic. Pentru că am început să identific structuri. Și am zis, stai, dacă văd asta nu e bine. Știi, e chestia aia când aprop încep să vezi simularea lucrurilor. Mm -hmm. Și asta mă, mă deranjează. Adică, mă, rar. De-aia, cumva, acum am, 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 început să, am început să mă înduc către zona asta a filmelor de artă, ne fiind un fan real. Și nu toate mă iau, uh -huh. fără discuție. Dar ce am observat la anumite filme de artă, <coughs> am observat accidente. Și erau reale. Și asta mi a plăcut. Adică atunci mi-am dat seama cu uh, regizorii ăștia mari, asta urmăresc. Urmăresc un accident, urmăresc uh, uh, spontanul la profund, nu la uh, construit. Și, uh, de fapt, asta observ în serial, pentru că ei au devenit atât de buni în scheme, încât le pot ascunde, le po mm -hmm. adică le scapi, le pierzi printre degete. Dar dacă încep să le văd, înseamnă că ori m-am uitat eu prea mult la ele și deja le văd, ori nu. Sunt niște creatori de iluzii care pot să te îmbolnăvească pe alocuri, știi? Asta e senzația mea cu serialele. Acum, e ce trăiesc fix acum. Adică, dacă vorbeam, când am vorbit noi, poate la telefon, nu eram așa, știi? Dar am. Încep să mă detașez un pic de asta pentru că simt că, pe lângă faptul că, mai ales atunci când am cât o treabă, cât o repetiție, da. nu știu ce, îmi fură mult timp, știi? Și atunci am început să mă detașez. Întrebarea e, fură doar timp? Bă, îți fură... Ești cum e? E ca un fel de meta. Ce încearcă ăștia cu Facebook, cu meta... Așa. Asta e senzația, chiar și cum ți-ai pune o cască pe cap și ai plecat din lumea asta, știi? Asta e și cu serialele. Așa am eu senzația acum. Adică te rup de realitate, te rup de ce e. Chiar dacă tu ești de meserie. Da, exact. E foarte interesant ce se întâmplă cu cineva care nu e de meserie. Bă, e clar că sunt luați. Știi, dacă ai putea, dacă am avea o putere așa să ne detașăm și să te survolezi așa orașul și să poți să vezi în fiecare ferăstruică, da. să vezi cum... Băi, zici că suntem niște... zici că e Matrix, zici că suntem băgați în aparate știi? Din cauza asta. Pentru că, în ce replică circulă, și eu am crezut că e o chestie izolată, dar nu e izolată deloc. Mai zic o dată, să nu priceapă cei care ne urmăresc că arătăm cu degetul și acuzăm ceva. Vorbim despre crește, un nu, fenomen. Nu, dar, dar e o Discutăm chestie pe care eu o realizez exact. în timp. Na. Exact. E, replica e așa. Uh, consum următoarele două zile sau petrec următoarele două zile pentru că trebuie să mă pun la punct cu serialul cu tare. Asta mi se pare foarte... Deci trebuie să mă pun la punct, pentru că al minter nu mai pot socializa cu unii dintre prieteni care au văzut seriile 3, 4 și 5 din serialul cu Eu nu le-am văzut și nu mai pot participa la o întâlnire cu prieteni. Uh... Da, da, da. E fascinant. Absolut, absolut. Așa e, așa e. Știi cum e? Pe vremuri când eram în facultate, dacă nu vedeai nu știu ce film sau dacă nu mergeai la cinematecă la anumite filme și nu erai updatat, erai taxat, știi? Și de multe ori mă duceam la cinematecă și chiar dacă nu plăcea filmul ăsta, până la și trăgeam de mine și pe urmă mi-am dat seama că nu e ok să fac asta. Adică nu e să mă mint pe mine că nu-mi place, știi? Nu e ca să stau acolo doar pentru că eu știu, eu, un film care e elogiat de toată lumea sau de majoritatea. Ok, foarte frumos, e pe gustul lor, dar dacă mie nu-mi place, pot să ies de acolo. Și dacă mie îmi face rău. Absolut. E simplu. Și de la teatru faci la fel? La fel, absolut. Nu, nu stăm să. Adică e ca și cum, Dumnezeu, trebuie, trebuie să fiu informat cu toate lucrurile. Uh, dar, uh, e, știi cum e, nu mai știu cine, era cineva care spunea că, domnule, trebuie să trec peste zona mea de confort. Adică, eu, când sunt inconfortabil și rezist în inconfortabil, e perfect. E, încep să devin mai puternic. Mi-speră -mi tâmpenia asta. Adică, eu nu cred asta. Eu vreau să fiu un confort cu mine însumi. Nu vreau să fiu un inconfort cu mine însumi. De deci ce trebuie să uh, împing lucrurile mai departe de confortul meu doar ca să ce? Să demonstrez ce? și cui. Adică mie oricum îmi fac greu, că mie nu-mi place să trec peste zona aia. Adică cui îi fac bine? Ca să mă de fapt, asta iar e o demonstrație către ceilalți că, domne, am trăit în zona aia de inconfort și am ajuns la un nivel superior. Eu de multe ori când trec peste zona mea de confort, eu după aia sunt stricat vreo câteva zile, știi? Ceea ce e greu. Vezi, asta e chestia asta. Spune, trebuie să treci de zona de confort, să depășești zona de confort, altfel nu trăiești. Eu nu cred asta. Eu nu cred asta. Eu pot să trăiesc foarte bine în zona mea de confort. Oricum am o grămadă de explorat în mine. Pe care, adică sunt multe zone dinăuntru meu pe care nu le-am explorat. E, oricum eu cred că suntem infiniți și sunt multe de căutat înăuntru acolo. Și așa sunt în urmă cu această problemă. De ce să mă mai apuc de el altă? Andi, să mai rămânem un pic la subiectul ăsta. Mm. Ai pomenit despre filmele pe care le vezi și sunt de altă natură decât serialele pe care le vedeai yeah. și filmele pe yeah. care le vedeai. Filmul ăla pe care îl ții minte, ăla care rămâne cu tine, ăla pe care îl admiri, ăla care îți produce îți produce ceva dincolo de admirație, îți produce fascinație, îți produce întrebări. Filmele astea au devenit aproape exclusiv o marfă de festival. Așa e. E Asta înseamnă și o restrângere dramatică a publicului. Da, așa e. Ce crezi că se întâmplă și cu filmul în sine, și cu publicul în sine? Pentru că lucrurile s-au împărțit extraordinar de tare. E, e, știi cum e? E ca și cum uh, uh, am stat toți și... Uh, e, e un soi de adicție, știi? În esență. Adică unii sunt... Uh, uh, E ca atunci când te, te ia ceva, bei uh, o perioadă mai da. lungă și nu mai poți după aia să îți vine să îți spui un pahar de ceva. Da. Ceea ce nu ar trebui, știi. Uh -huh. uh, așa am eu senzația asta cu inflația asta de seriale, știi, că ești, trebuie să devorezi tot, dar real tu nu înțelegi nimic. N-ai niciodată o, o separare, o reflexie la ceea ce ai văzut. Mie, de exemplu, filmele astea pe care încep să le descopăr da. acum, și înainte mă uitam în zona aia, dar acum sunt mai văd câte unul pe săptămână, două, mm -hmm. știi? Și mă stau, stau și mă întreb. Cum a ajuns omul ăla acolo? Ce i s-a întâmplat? Cum a descoperit el lumea aia pe care nu mi Nu ți se pare că și în lumea filmelor, hai să le numim de artă, da. non-comercială, da, da. Da, oricum, da. și în zona filmelor ăstora, și apare o stilistică. O, da, o, da, da, dacă urmărești același autor, îi vezi și ceea ce e interesant. E, și ce mi se, pare mai, mi se pare foarte frumos, ce diferență e între, între primul film al unui autor celebru uh -huh. și până la ultimul. Și e, parcursul lui. Și îți dai seama că primul e cel mai frumos dintre toate. Adică ăla simți că acolo a fost. a ieșit o chestie, știi, a ieșit realul a ieșit, a fost o nevoie să iasă chestia aia. După care începe să-l prelucreze, știi, stilul. Și să, să se ascuțească stilistica și să o pună foarte bine în pagină. Așa e, așa e. Joci în șușe? E, nu știu, nu. nu, nu hai nu să primat, hai să încercăm să definim ce aia e o șușă. Joc în spectacole comerciale, da, adică sunt spectacole e, e, care, dar eu nu le numesc șușe pentru că nu le tratez ca fiind așa. E, ai văzut șușe? Uh, am văzut, dar nu știu exact ce. Adică, definește șușă. Nu știu, hai să încercăm să definim amândoi ce e o șușă. Îți propun o definiție, din punctul meu da, de vedere. O șușă e un spectacol care nu e un spectacol popular, e altceva da. să fie un spectacol popular. O șușă e ceva scris la un nivel jos, nu neapărat ceva ce înseamnă pentru toată lumea. E o joacă. Uh, nu spun că e toxică sau non-toxică. Hai să spunem că e ușor vulgăruță. Ba, hai să zicem fără vulgăruță. Hai să zicem că e vulgar. Dar nu neapărat vulgar. O șușă este ceva extraordinar de ușor care îți provoacă complicitatea în ceea ce e prost în tine. În ceea ce e rău în tine. Deci e o complicitate de joasă speță. Da, mă întreb acum. E un uitat prin gaura cheii unde... Hai să zicem că, uite, colega mea îmi spune fără valoare artistică. Pornim uh, de la Ia, ideea. Am că mă duc, e fără mă duc și mai departe. Ce Ii? e valoare artistică? Asta știi? întreb și eu. Ce <laughs> e valoare artistică? Da, nu, că toate lucrurile astea așa merg în zona asta. Dar, pe, pe, cum ai definit tu șușa, uh, întrebarea vine de la mine uh, cei care o joacă. Știu că e șușă? Că aici începe nebunia. Că de până la urmă orme ci cei care o joacă, joacă și uh, exprimă lucrurile așa cum le-ai spus tu, uh, s-ar putea ca ei să creadă că nu. Că e o chestie de calitate. Și în care ei cred. Uh -huh. Și atunci stai și te întrebi. Unde sunt granițele? Și cum? Uite, definește tu ce e spectacolul comercial. Că ai zis joc în spectacole uh, comerciale. Ce uh, e aia? În sensul că sunt uh, niște actori cunoscuți da. uh, care aduc mai mult public eu așa văd comercial, uh -huh. știi? Și nu, spectacolele, eu știu, nu sunt, uh, cu toate că eu spectacolele în care joc, spectacolele de exemplu, regizate de Vlad, de Vlad Zanfirescu, da. uh, pânza de, pe o pânză de păianjen, uh, share and subscribe, ultima, acum pe care l-am făcut și steaua fără nume, mie nu mi se pare deloc, nu mi se pare deloc șușe mi se par chiar foarte bune. Iar Share Subscribe e un spectacol foarte bine scris. Adică e unul dintre cele mai bune spectacole scrise de Alex Popa. De Alex Popa, da. da iar uh, noi chiar ne băgăm cu toată inima în ele, știi? Și încercăm să descoperim de la spectacol la spectacol. Că toate ies mai bine, că toate ies mai și mai bine, că toate ies foarte mai low. Dar ține de noi asta, nu e de... Uh, dar nu... Ce, ele fiind independente, uh -huh. Uh, costul biletelor e mai mare pentru că, nu, nu poți să faci un spectacol independent decât Pii, așa. Chiar așa mă gândeam, apropo de asta, că cum ar putea să existe un. Toat, dacă se gândeau la un moment dat să devină toate teatrele de stat profitabile. Ceea ce e, e imposibil, după părerea mea. Acum, având experiența asta, scuze, a teatrului independent, mi-am dat seama că e foarte greu să devii independent ca teatru de stat. Pentru că nu. Oare ar trebui? Băi, nu, nu cred. Nu cred pentru că n-ar mai exista. Ar cădea, toate teatrele. s-ar întâmpla cum s-au întâmplat cu cinematografele astea, știi, studio-pandria, mm -hmm. mm -hmm. au dispărut pur și simplu. Nu se poate, nu pot exista. Uh, ai nevoie de subvențiile astea. Și oricum, uite-te, în toată Europa, toate teatrele au subvenție și numai în America e un singur teatru și e Broadway. Dar ăla e chiar, adică acolo și costă biletul și e, e pe perioade scurte, știi? Da. Dar, nu, iartă-mă, și întrebându-mă rog, la chestia rog, asta rog. cu șușa. Nu, eu am o problemă aici cu. Uh, <coughs> Mi se pare că undeva există în noi și genul ăla de. Uh, uh, znob, în care, domne, uh, asta nu e regulă, asta e o. Dar eu nu cred că de vulgaritate vorba, nu vorba. Pe nu, interesat, nu mă deranjează vulgaritatea unui spectacol. Nu mă, deranjează, mă deranjează de cel mai multe ori neimplicarea actorilor uh -huh. în treaba aia sau a, regiul, a regizorului în creația respectivă. Pentru că se simte asta. Sigur că se simte. Aia se simte. Dar uite ce se întâmplă. Aia mie mi se pare mai șușă. Îți dau un exemplu. Dacă vrei. Uite, hai să definim așa șușă. Da. Să zicem că un spectacol de tipul ăsta ajunge într-un oraș unde nu există teatru, da. sau teatrul ăla are un profil foarte scăzut, așa, nu, nu e frecventat, da. să zicem. Da. Ajunge un spectacol din asta, cu actori mai cunoscuți, da. lumea dănăvală, ba chiar îmi aduc aminte de niște prieteni dintr-un oraș din România, care îmi spuneau la un moment dat, vine spectacolul cu tare, dar și partea proastă este că nu avem bani să cumpărăm bilete la spectacol. Și e vorba despre o profesoară și un om care face știu. o miserie absolut onorabilă. asta, da, știu. Și-am fi vrut să mergem să-l vedem. Au reușit până la urmă să se ducă la spectacol. Și-au fost fericiți. Realmente fericiți. Dar pot să spun că, din punctul meu de vedere, spectacolul ăla era o șușă în definiția aia pe care n-am putut-o da. Da, da, da. Pentru ei, ăla este teatrul e bine lucrul ăsta? Adică mie mi îmi pare rău pentru ei, pentru că știu că teatrul mai are și altceva în afară de ce au văzut ei acolo. E ca asta, știi, adică știi, sunt foarte mulți oameni, eu fiind de meserie mie îmi place filmul de artă și îmi place să explorez da. și încearcă regizorul să exploreze. Dar uh, un om care nu e, nu are treabă cu meseria mea uh, Ba, și când aud că zice, bă, dar eu tâmpenie filmul ăsta, nici mă plictisește de mor și nu înțeleg de ce să stau să mă uit la așa ceva. Știi? Și aud genul da, ăsta. Da, de da, 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 da. înțeleg. Ok, sunt total de acord că n-a nici eu, de exemplu, nu sunt interesat de marketing sau eu știu de, uh, nu știu, de cum se dezvoltă o afacere. Mă plictisesc când începe cineva să-mi povestească despre asta. Cu toate că în mine există o curiozitate legată de un, o altă meserie. Există, dar mai degrabă există curiozitatea asta a, 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 actoricească. Cumva, cum, da. Să văd cum gândește omul ăla. Dar real, înăuntru, adorm un pic, știi? Uite ce a... ai zis într-un interviu, în zona asta. Naturalețea e un dar al meu. Nu am făcut nimic pentru ea. Dar nu cred nici în firescul cotidian. Da. Cum adică, domne? <laughs> Uite că e... <laughs> ce drăguț să fost asta. Cum adică, domne, Uh, e Există. Adică. Fac diferența între. Uh, ce, când, știi când ridici. când pui sub lupă. Da. da. Ea nu mai e chiar aia cotidiană. Tata, oamenii nu pun sub lupă, de păi, fapt. Păi nu. O pui tu că ești de meserie. Păi da, da. Asta e și eu. În momentul în care eu sunt pe scenă sau în fața camerei de filmat se întâmplă, sunt atent la lucrurile astea, adică sunt atent la eu știu, la reacții, știi, la o reacție anume. Și aia nu mai e cotidian. aia e o chestie care pleacă cu un gând da. din spate și cu ceva bine subliniat, știi? Adică nu sunt, eu dacă vreau să livrez o ceva, o, un sentiment sau chiar un gând, uh -huh. eu trebuie să subliniez cumva lucrurile alea. Și chiar dacă eu sunt natura, naturalețea, n-are nicio legătură cu firescul la cotidian. Naturaleța e altceva. Ce e? Naturaleța este uh, unicitatea uh, fiecărui om, după prea nu știu cum să explic mm -hmm. asta exact. Adică e ceva, e, e culoarea aia cea mai frumoasă din om care, și mie mi se pare că e diferită naturaleța de la om la om. Am văzut, de exemplu, mă uitam chiar de curând la niște interviuri. Deci nu cu... există un model de natural. Nu, nu cred. Mm -hmm. Nu cred. Nu cred, mi s-ar părea iurea să fie așa. Pentru că sunt oameni care spun, l-am văzut pe ăla, n-a fost natural deloc. L-am văzut pe ăla. No, bine, Bă, asta mi se pare adică privești superficial lucrurile așa, dar eu cred, uite, de exemplu, mă uitam la Daniel de lewis da. Chiar am văzut de cu niște interviu, am, văzut, am da. revăzut ăsta, There Will Be Blood, și mă uitam atent la el, mi se pare fabulos rolul ăla, adică îmi place foarte mult de el în rolul ăla. de învățat accent, da, complicat da, da, da. Da, Oricum, la un om care studiază enorm. Enorm, da. Și cum abordează, cum abordează o că asta, asta cred că vine la mine dintr din criza asta despre care am vorbit mai devreme cu mine, eu cu mine și de. Băi, e de muncă cu meseria asta. În orice meserie e de muncă. Dacă vrei să ajungi mai departe sau să descoperi lucruri, știi. Și uh, cred că asta, asta mă roade acum, pentru că am foarte mult de muncă. Îmi dau seama că încă eu ating doar un. cum să zic eu? și retul personajului, nu știu de multe ori, așa am senzație, doar atât ating. Adică mi-aș mi dori să ating tot, să ating, eu știu, naturaleța aia despre care vorbim și e atât de mult de muncă până ajunge acolo, știi? Ei, și apropo de naturalețe. Și asta, asta... nu e ipocrizia omului care știe o meserie nu, e... și uneori e ipocrit și îi spune sunt abia la început. Nu, bune, nu. Eu sunt speriat. Eu, eu am ajuns într-o zonă în care sunt speriat. Că am avut senzația că trebuie să mă las. Pentru că trateam necistit treaba, știi? Adică a fost un, un fel de revelație, cum vorbeam mai devreme. Uh, trebuie să mai întreb ceva, pentru că Rău. mai avem puține minute din întâlnirea Rău. asta, din păcate. Uh, spun niște nume. Ronald Reagan, uh, Ion Caramitru, uh, Volodimir Zelensky. <laughs> actori care influențează evenimente. Așa. Da? Uh, și am dat doar câteva nume îți mai aduc aminte și despre fenomenul care se întâmplă în Statele Unite și ea că nu se întâmplă doar în Statele Unite, uh, actori care influențează evenimente, alegeri, își spun o părere și părerea aia contează foarte mult în, uh, cum să spun, conștiința în luarea colectivă. unei hotărâri, în conștiința colectivă, mai mult decât atât, exemplul tot al Hollywoodului, despre care întotdeauna se pune întrebarea la alegeri de partea cui se poziționează. Da, da, da? Da, da. Uh, te gândești la lucrul ăsta? Te gândești la ofensiva asta, la apariția asta masivă în viața publică a actorilor? Da, nu, nu mă gândesc. Adică, ba, chiar mă obosește foarte tare. <coughs> nu sunt eu, nu fac parte din zona asta. Uh, evident, acum Zelenski nu mai e actor, e pur și simplu un președinte de țară și atunci se ocupă de asta. E fantastic, el iese dintr-o ficțiune. Da, știu, aia a fost... Uh... Nu știu, ah. acum stau și mă întreb... Adică, bine, asta așa, ca un joc. Conspirativ, așa. Cum ar fi fost, de fapt, ca lucrurile astea să fie fost... Filmul însuși să fie fost o campanie electorală, știi? Pentru ce avea să urmeze. Habana. E Cine un știe? joc... E un joc conspirativ. Cine acum. știe? Cert este că e cineva care își apără poporul în momentul care își mobilizează da, poporul da, 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 în momentul discuție. ăsta, ale cărui calități de actor contează determinant Absolut situația. că da. da e foarte interesant. Da, da, dar... Eu am observat ceva, că de cele mai multe ori actorii care se ocupă real, adică se ocupă doar de meseria lor, de actorie, sunt extrem de nesiguri. Chiar și în public sunt extrem de greu de dezvăluit. Am povestit la o întâlnire cu Victor Rebengiuc, care s-a dat la gara 100%. Da când uh, domnia s-a împlinit, cred că 88 de ani. A, ah, uh, cred că am văzut-o, cred că am văzut-o. Și am da. povestit, s-a verificat că a fost adevărat, l-am întrebat dacă a fost da. adevărat, că i s-a propus să fie președinte la un moment dat, să candideze pentru președinție da. în România și a spus, doamne, vedeți-vă de treabă. Și i s-a spus, dar două Rebenciuc, Domnul Rebenciuc a spus, Rebe Rebe sunteți mai văzut voi actor președinte la vreme. Și a spus, Ronald Reagan. Și el a răspuns: "Da, domnule, eu am bun." <laughs> exact despre asta e vorba, da. Asta e, știi, e pentru că e, niciodată n-ai siguranța că ai ajuns, știi, atunci când îți pasă de meserie, asta, e foarte real tu tu știi cu tine cât de departe ești de de bă, comuniunea aia cu cu povestea pe care o ai de spus, cu personajul ăla pe care l-ai de interpretat, e foarte, e foarte greu de ajuns acolo. Ai momente pe care le atingi și zici, ha, ha, doamne, l-am prins pe -a. dar nu, îți scapă imediat după aia, știi? Și când ai acest gen de căutări și pe bune ți pasă de asta, nu cred că poți fi bun pentru partea asta alta. Oamenii ei, eu cred că de la început au fost președinți de țară. Nu știu cum să zic. Prin construcția, lor. Prin construcția, lor. da, pentru că există actori. Uh, uh, uite, de exemplu, Florin Piersic. de exemplu. Da. Florin Piersic este un actor care ar fi putut să fie președinte, după părerea mea. Și nu că e slab actor, ci care are această volubilă. e volubil, e zona asta. În noată, în mulțime. Eu, de exemplu, n-aș fi în stare o secundă să fac asta. Eu cred că te-ar contrazice Florin Piersic, cred că ce zice, nu sunt bun de președinte, Osibili sunt și bun de asta actor. să nu fie, da. Sunt actorul ăsta cu lume multă, mie îmi place mie să... Mie mi se pare fabulos Florin Piersic, adică mi se pare și ca personaj, și ca actor fabulos. De acord. Este un, un munte de tale. De acord. Dar are o putere de a... adică eu tot mă mir, mă mir, nu ziua, aș putea să... Mă... De, cumva sunt invidios, știi? Câtă... Cât de volubile și cât relaxare relaxarea are în public, știi? eu nu pot, adică, eu mă pierd de multe ori. Și foarte interesantă diferența asta, deci un pol și celălalt, Florin Piersic Junior, care e cineva de o discreție și de o ascundere absolută. E timid și pentru că el caută, e speriat de multe ori la case. Știu, na, am jucat cu Florin și știu că e foarte... Andi, foarte pe scurt, o duci bine? Ești ok? O duci bine? Trăiești bine? Băi da, da. Sunt fericit, asta e important. Sunt chiar fericit Poți să-ți faci meseria uh, la cotă maximă Ducând-o bine? Uh, cred că o faci mai bine <laughs> <laughs> Păi da, știi Aveam Pentru că, o... că se spune, domnule, trebuie să Trăiești frustrări materiale Ca să întruchipezi eu, eu sunt pe partea, Acum, pe partea Da, Sunt cinstit, poate că pare ciudat Dar de fiecare dată când da, Am stat bine cu banii, am fost mai talentat Frumos că... Așa e, mă simt mai bine, sunt mai relaxat. E, e, despre asta e vorba. Mulțumesc frumos că ai acceptat Eu mulțumesc asta. de invitație. Spor în tot ce faci. Și tu să ai la fel. Mulțumim frumos pentru atenție, urmează știrile din sport, jurnalul, rămâneți alături de TVR1, o să aveți o seară frumoasă. Pe curând!